posibil pentru soții dumneavoastră, vă prezintă un nou. Simplu, am întâmplat că vorbim cu Antonio Martian Lucia. Omagem astăzi ziua în care cinstim simbolurile naționale, respectiv ziua drapelului național. Această zi a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul Revoluționar a decretat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. În continuare, îl rugăm pe domnul Bădiță Marin, prefectul județului Tulcea, să ia cuvântul. Bună ziua, dragi tulceni! Bună ziua, stimați invitați! Vă rog să-mi permiteți ca la început să prezint mesajul domnului Gabriel Oprea, prim-ministru interimar, viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, de ziua Drapelului Național. Ziua Drapelului Național, 26 iunie, este un moment în care, mai mult ca oricând, trebuie să reflectăm la simbolistica Drapelului Național, la istoria acestei încercate țări și mai ales la contribuția valoroasă pe care fiecare dintre noi o putem avea la construirea viitorului ei. În inima fiecărui român, dovedirea atașamentului față de valorile naționale trebuie să ocupe un loc aparte, mai ales acum, în zilele noastre, când provocările externe sunt de natură a știrbi, poate, însemnătatea lor. Ca prim-ministru interimar, ca viceprim-ministru pentru Securitate Națională, consider că instituțiile statului român trebuie să se aplece mai mult asupra valorilor naționale pentru a nu uita cine suntem și încotro vrem să ne îndreptăm. Încurajez organizarea de ceremonii pentru recunoașterea publică a tuturor celor care au dat dovadă de eroism sub culorile drapelului național, dar și pentru comemorarea militarilor care și-au sacrificat viața în misiunile încredințate de țară. Pentru aceste trei culori, roșu, galben și albastru, militarii români s-au jertfit pe câmpul de luptă sau pe teatrele de operații, apărând democrația și libertatea pe care cu toții ne bucurăm astăzi, iar pe aceștia, noi cei de acasă, îi onorăm și îi cinstim. Drapelul țării ne reamintește tuturor în fiecare zi că patriotismul nu trebuie să fie ca o haină de sărbătoare, pe care o îmbrăcăm de câteva ori pe an. Patriotismul este o stare de spirit, o atitudine permanentă, pe care suntem datori României. Drapelul tricolor a fost martorul devenirii noastre ca stat și ca națiune, dar în egală măsură, el este reperul pe care trebuie să-l luăm în considerare atunci când privim spre viitor. Tricolorul este dovada unității pe care trebuie să o păstrăm, este dovada curajului și a spiritului de sacrificiu pe care trebuie să ne însuflețească atunci când ne construim viitorul. Însă, mai important decât atât, tricolorul este legământul pe care fiecare generație, inclusiv noi, îl facem pentru apărarea țării și a credinței strămoșești. Fiecare dintre noi este parte a istoriei și suntem cu toții datori să cinstim simbolurile identității noastre naționale. În numele Guvernului României și al meu personal, le mulțumesc tuturor românilor care contribuie prin performanțele lor la promovarea valorilor țării noastre în lume. La mulți ani tricolor, la mulți ani România, așa să ne ajute Dumnezeu. Semnează Gabriel Oprea, prim-ministru interimar, viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne. Yeah.
și asupra celui potrivit prin găluiește și cu crucea ta păzește pe poporul. Urmează înălțarea drapelului național. Gardă pentru ăla de apel, cătați!
continuare vom urmări defilarea gărzii de onoare. Gardă drept, pentru definare, cu onorul spre dreapta.